Astăzi, creștinii ortodoxi îi cinstesc pe Sfinții Apostol Petru și Pavel. Credincioșii au participat la slujba oficiată la biserica din cartierul Nicolae Bălcescu. În fiecare an, pe 29 iunie, creștinii ortodoxi îi cinstesc pe Sfinții Apostol Petru și Pavel, care, potrivit istoriei, au fost martirizați din porunca împăratului Nero, Petru fiind răstignit cu capul în jos, iar lui Pavel tăindu-i se capul. Astăzi, la Roman, Sfinții Petru și Pavel au fost pomeniți la biserica din cartierul Nicolae Bălcescu. Sfinții Petru și Pavel sunt ocrotitorii celor din penitenciare care au greșit față de Dumnezeu. Tradiția populară spune că în această zi apar licuricii care îi ghidează pe cei ce se rătăcesc în păduri sau în munți. Aceștia ar fi de fapt scântei ale biciului Sfântului Petru. În ziua prăznuirii celor doi sfinți nu se spală, nu se aruncă gunoiul din casă și nu se toarce, iar oamenii trebuie să meargă la biserică.